Din nou rămăsesem datori cu un răspuns pentru Vlad, apropo de vacanțele pe care le dă Europa FM, începând de luni, câte o vacanță pe zi, avem un sejur family all inclusive, wow. 5 zile, puteți să câștigați sejururile cu pricina la Europa FM, dacă ascultați începând de astăzi parolele, iar de luni dimineața vă dăm premiul în deșteptare. Mm-hmm. Bun. Culinaria? Culinaria, da. Culinaria, am făcut ieri în 30 de minute, nu durează mai mult, o mâncărică genială, perfectă pentru vremea asta caldă, un curry roșu tailandez. Da, și sună atât de exotic că spui curry roșu tailandez, dar asta a început să găsească pasta asta de curry roșu în toate supermarketurile, poți să cumperi și online, inclusiv de la marile magazine online, e peste tot. Și merită încercat, pentru că, încă o dată, se face foarte repede, nu este atât de picant precum cariu indian, să zicem, care și ăla are diferite grade de iuțenie, să zic așa. Și ăsta tailandez la el acasă, nu te atingi de el, dar l-au adaptat gusturilor europenilor. Cariu roșu în sine, el nu este iude sau picant, e foarte aromat. Tailandezii adaugă chili roșu tailandez, ardeiul ăla iute. Da. Și aici poți să reglezi cât poți. Sunt multe ingrediente și când le vezi prima dată, când vezi prima dată lista, te sperii. Zici, mamă, cum să fac? E complicat. Dar din potrivă, e foarte simplu. Practic se pun toate ingredientele în rânduri unul peste celălalt în aceeași cratiță și cu asta basta. În 30 de minute e gata și fiecare dintre aceste ingrediente care are aroma lui adaugă un nou grad de complexitate amestecului final. Îmi plouă în gură numai că mă gândesc. Adică cariu are aroma lui, cariu ăsta roșu este foarte parfumat și nu este deloc iute, după care e cu lapte de cocos, care dă o anumită dulceață și un parfum de cocos, ghimbir, care și el, mă rog, aromatizează foarte mult, limetă. Laptele de cocos e opțional, pe unii cărora nu le place. Eu l-am făcut cu lapte de cocos. Poți să faci căriu și fără lapte de cocos. Ăsta tailandez, în principiu... Pentru cei care nu... Ăsta tailandez, în principiu, ar trebui să-l faci cu lapte de cocos. Și mai e ceva foarte interesant. Am folosit o bucată de piept de curcan. În mod tradițional se folosește pui, fie piept de pui, fie pulpe. De preferat pulpe, că sunt mai gustoase. Da. Dar aveam piept de curcan, piept de... Că știți că am avut un concurs cu Peneș Curcan, aveam un piept de la Peneș și, mă rog, cu oarecare reticență, că pieptul de curcan poate fi mai tare, mai fibros, mai nu știu ce, este... Am fost surprins, cinstit vă spun, de cât de fraged a fost sau este pieptul ăla de curcan și Luca l-a folosit la un moment dat. Da, l-am făcut la tigaie și la fel am constatat, fără nicio marinare a fost... Surprinzător. Foarte. Și rețeta e în felul următor. Probabil că nu o să rețineți acum tot ce vă spun, e bine să căutați o rețetă pe net, să găsesc. Uh-huh. Deci vă trebuie pasta de curry roșu, care încă o dată e peste tot. Și piept de curcan care se face bucățele, ceapă, usturoi, într-o tigaie cu ulei. Eu am pus ulei de nucă de cocos, dar merge cu orice fel de ulei. Bucățelele de piept de curcan rumenite puțin, după care ceapa aruncată înăuntru, după care pasta de curry roșu, câteva linguri, la un kilogram de piept de curcan ce am folosit eu am pus vreo 3 linguri zdrabene de pastă, spre 4. Ai pus un kilogram de carne? Da. Asta ți ajunge să mănânci? De 2 ori. 6... Nu, serios? Da, păi am mâncat cu Ione. Mamă. Și aseară aș mai fi mâncat un pic, dar m-a oprit ea. Normal, ei folosesc foarte puțină carne asiatici și rețetele de curry sunt cu 300 de grame de carne pentru două persoane, cam așa, deci cam 150 de grame de persoană. Deci, teoretic, dintr-un kilogram ai 6 porții. Așa. Și ce legume ai pus? Că eu am avut probleme... Am folosit un pachetel, la fel, am folosit legume congelate. Okay. Pachetel de legume, nu mi-am bătut capul, poți, dacă vrei, te duci, tai zucchini, ardei, gras, ceapă verde, le tai fâșiuțe și le pui. Uh-huh. Dar am folosit un pachet de legume congelate, se găsesc legume asiatice. Da, da, da. Mix asiatic, mix chinezesc, ăsta era mix chiar tailandez. L-am luat de la un magazin de la concelate de acolo. O problemă, eu am gătit săptămâna asta și am căutat intens și am găsit foarte greu niște ceapă galbenă. Arată foarte nasol ceapa. Deci am fost în 3 magazine până am reușit să găsesc o ceapă cât de cât acceptabilă. Nu, am găsit ceapă galbenă la magazin. Deci asta, legume și după aceea ardei iute, desigur, și în timp ce astea fierbeau așa frumos, am adăugat condimentele. Sos de pește,
crucial. Da, și e pentru cei care sunt mai sensibili așa, el când îl deschizi și îl pui în, când pui în amestec, nu e prea prietenos. Dar vă garantez, merită să încercați, pentru că ăla e un miracol, sosul ăla de pește. În 10 secunde se transformă în cu totul altceva și potențează toate aromele. Eu nu știu cum l-au inventat, cum l-au făcut, dar mâncarea asiatică fără sos de pește n-are niciun gust. În adevărat. Schimb, dacă pui sos de pește, devine altceva, devine o minunăție. Vrei să spui ceva? A, mi-a arătat, da, că mai avem un minut. Nu știu, am senzația că vrei să contribui. Nu mă bag, ascult cu atenție și bun, poate... Sos de pește, la fel, din abundență, vreo 3 linguri. Uh-huh. Linguri, nu lingurițe, la da, cât da, am da, folosit eu, da? Sos de soia, sos de chili cu usturoi și astea se găsesc peste tot, suc de limetă, puțin zahăr brun, sare, piper. Și la sfârșit, când toată afacerea asta este gata, trebuie să o lăsați un pic să scadă. Da? Se mai poate pune și o linguriță de amidon în conserva de cocos, dacă vrei să fie sosul puțin mai legat. Uh-huh. Și la final, dacă acum vin aromele finale aici, coriandru, pentru cine suportă. Cel mai bun. Kaffir lime. Asta e mai rău, mai greu găsești frunzele astea, găsești frunze congelate la magazinele orientale. Uh-huh. Pentru cine este meseriaș, galangal, lemongras, dar merge și fără. Merge fără. Și orez simplu, orez fiert în mașina de orez sau orez fiert simplu, orez jasmin. Și în sezonul în care se va potrivi, eu vă recomand să folosiți dovleac plăcintară la portocaliu. Uh-huh. Sau cartof. Când faceți, pentru că sunt două legume, în special dovleacul, înmagazinează foarte bine da, toate așa e, sosurile alea. Corect, asta corect, e ideea, știi? Și merge cu o bere rece. Clar. Treaba, mai ales hai pe căldura asta. Am turbion. Rău. Deci căutați rețeta, vă recomand să încercați măcar o dată, se face, deși sunt multe ingrediente, în 30 de minute e gata și mănânci, nu te poți opri. Stăm spre vacanță încă de dimineață. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. Ai 100 de zile de vară, 100 de zile de vacanță de la noi pentru tine la Europa FM.